Mama doar sufletul și inima nu și-a scos-o pentru mine ca eu să fiu bine. Și la un moment dat, când s-a ajuns la concluzia că eu trebuie să fac muzică, nici de cum nu trebuia să devin interpretă, pentru că pe timpurile celea nu înseamnă să devin interpretă, nici școală nu era, dar a noi în cap de masă era că Natalia trebuie să fac școală și atât. Și trebuia prima să pun în pământ, prima să strâng roadele, ca să nu vorbească lumea în sat doar, ca să nu vorbească lumea în sat că este o lernoasă și multe, multe alte lucruri nu le face la timp. Tata mult a obișnuit-o pe mama. Mama întotdeauna zicea, a trăit împreună cu el 7 ani, dar mi-am luat porție pentru toată viața. Avea o plăcere și o satisfacție, ca să nu-i zic hobby. Pur și simplu s-o bată. Viața mea deloc nu este roz, așa cum pare dintr-o parte. Și tot același Glebcekovski Mereșanu întotdeauna ne spunea, am spus asta în toate interviurile, mortu-i pe laiță, dar voi trebuie să cântați și să creați bună dispoziție. Spectatorul nu poartă nicio vină. La care întotdeauna ei ne spuneau, vocea e numărul 1, fizicul e numărul 1, ținuta e numărul 1, picioarele neapărat trebuie să fie drepte, e numărul 1, deci tot. Cuvântul artist înseamnă frumusețe și atât. Nu mă cumperi cu absolut nimic, nu trebuie să stau mult cu coatele pe masă ca să gândesc. Nu arunc așa în vânt vorbele. Probabil Dumnezeu m-a trimis pe acest pământ cu cumpăt. În coridorul acestui apartament, la Serghei Lunchevici, era harta globului pământesc. Și în Chișinău era un punct și erau duse săgeți prin toată lumea unde a călătorit Orchestra Floiraș. Știți unde nu fusese Floirașul? Doar în România. Vreau să trăiesc frumos și mult, dar am un vis și am o durere în suflet. Cu mulți, mulți ani în urmă, până la susținerea primului meu concert în sala Palatului Național, am susținut 3 concerte de acest fel. Mi-am dorit să doinesc 2 ore în sala Filarmonicii și în sală să fie prezent doar spectatorul meu. Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod de Istorii cu Tâlc. Astăzi facem cunoștință mai aprofundat cu povestea cântărețe de muzică populară, Nătălița Munteanu. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Eu mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația mea și din micile mele cercetări am observat așa o chestie, că sunteți una din puținele interprete care aveți un repertoriu bogat în cântece dedicate satului natal. Satul doar prin lirică îl poți trata, Baștina la fel, prin lacrimi și prin lirică. Sunt o norocoasă pentru că cariera mea a început cu Nu fi mamă supărată și cu Pidealul Floreștiului. Adevăr să vă zic că nu prea am muncit la Pidealul Floreștiului, așa mi-a venit ca un dar de la Dumnezeu. Eram studentă, nu prea cunoșteam multe lucruri. Încoace deja Pitolacă la Florești, celelalte care au mai venit în repertoriul meu, deja le-am muncit, le-am gândit, am stat asupra lor ca cu adevărat să simtă lumea că sunt de la Coșernița, de la Florești. Chiar zilele astea mi-a scris un consătean că vă cunosc de pe când erați micuță. Mă cunoaște lumea într-adevăr pentru că eu am avut o copilărie alentată. Cum zicea mama, am crescut ca o floare într-un vazon și eram cea mai frumos îmbrăcată copilă din școală. Nu pentru că am fost unica nepoată la 4 copii a bunicii, dar pentru că mama mea a avut un gust ales, un gust select. Dar ea de unde a luat aceste gusturi? Probabil Dumnezeu așa a trimis-o pe pământ. Aveam un profesor, domnul Secu, care nu mi-am amintesc ce obiect preda, dar paralel cu obiectul care îl preda, fotografia sau se ocupa de momentele astea fotografice pentru școală.
Și nu eram rude, nu eram prieteni, pentru că mie întotdeauna îmi place să zic, în toate interviurile mele eu spun, eu nici pe aproape nu vin din inteligențime, eu vin din clasa muncitoare. Sunt o mândră că sângele meu vine din bunelul meu de pe mamă, tata mamei, a fost un adevărat lemnar, clădea beciuri, tata Pietre. Am întrebat, cred că în tata sat. Pietre, bunelul și Nanu Vasile, fratele mamei, au fost unicele persoane care în sat aveau beci clădit din piatră. Pentru noi asta era, eu acum deja când sunt la vârsta care sunt, deși am înțeles lucrul ăsta când chiar eram și student și chiar zilele astea discutam cu cineva, cu persoana care vă zic că m-a redescoperit și zice, mi-amintesc când veneam la Moș Petre Munteanu, pe arșița cea mare, și se știa că doar Moș Petre Munteanu are vin de la vin până la vin. Să vorbim un pic despre tatăl dumneavoastră. Cum îl țineți minte? Pentru că el a plecat de vreme. Ați avut 6 anișori când a plecat la cele veșnice. Deci eu câteodată zic că am rămas fără tata de la vârsta de 6 ani. Vreau să cred că lumea care mă iubește, care îmi iubește activitatea, îmi cunosc cei ce vorbesc eu, dar astăzi o să încerc așa pe șleau să o dau și să vă spun că tata meu s-a necat când eu aveam 6 ani. S-a necat în iazul din sat. Și așa cum ne vine nouă artiștilor, nimic întâmplător în această viață. Eram micuță de tot și deși nimeni nu a bănuit că voi ajunge acolo unde am ajuns, mulțumesc unului Dumnezeu și mama, pentru că mama doar sufletul și inima nu și-a scos-o pentru mine ca eu să fiu bine. Și la un moment dat când s-a ajuns la concluzia că eu trebuie să fac muzică, nici de cum nu trebuia să devin interpretă, pentru că pe timpurile celea nu înseamnă să devii interpretă, nici școală nu era, dar a noi în cap de masă era că Natalia trebuie să fac școală și atât. S-au negat mai mulți bărbați, s-au pornit la scăldat și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, s-au urcat într-o barcă și un pic serviți, un pic am înțeles că chiar nu cunoșteau să înnoate, dar mai era la mijloc ce era și asta am auzit-o nu de la mamă, am auzit-o de la lumea din sat că tata avea un caracter așa, mama când se supăra câteodată pe mine, apoi zicea sementatei, ascuțit, mai dur așa caracterul. Și zicea, făcea și zicea, am să mă duc să mă nec. Prin asta el într-un fel se răcorea sau vrea să-i demonstreze cuiva că are caracterul care îl are. V-a lipsit prezența lui de-a să lungul anilor? Să fie o brăznicie, nu niciodată. Și mi-aș dori să mă audă chiar toată lumea acum, ci Dumnezeu să mă ierte că spun lucrul ăsta, dar mama a trăit pentru mine. Cei 4 copii a bunicii au trăit pentru mine. Nanu Vasile, fratele mamei, astăzi nu mai este nimeni în viață. A rămas unica sora a mamei, cea mai mică, din 1954, care este la Soroca, dar este cu studii superioare, unica care a avut studii superioare. Ceilalți nu au fost învățați, așa cum zicea, cum ziceau ai noștri, dar Nanu Vasile a fost o personalitate în sat care, de altfel, și Moș Petre Munteanu și Nanu Vasile mergeau lumea în sat și întrebau, Moș Petre, poți să-mi construiesc casa aici? Și el tăcut așa cum era, zice, vei veni mâine și am să-ți spun. Și el înseamnă că o noapte se gândea ce să fac și cum și să fac. Și dimineața, când capul este limpede, dădea verdict undeva. Exact. Mama dumneavoastră a făcut foarte multe sacrificii pentru ca dumneavoastră să ajungeți acolo unde sunteți astăzi, pentru că tot se datorează ei, bine, și după care a venit munca dumneavoastră, perseverența. Dacă e să ne spuneți așa, prin ce mari obstacole și încercări a fost nevoită să treacă? În afară de faptul că a avut o problemă gravă la un picior, a fost operată de vreo 5 ori și la urmă când s-a constatat că nu se mai poate rezolva problema, s-a boțit acolo cum s-a boțit și ea avea un picior mai scurt ca celălalt sănătos. Și iată, când mai vorbeam noi, aduceam tema despre piciorul ăsta bolnav și ei zicea, nici când dorm nu am liniște și noapte mă doare piciorul, pentru că era deranjat ceva acolo. Dar era o femeie cu un caracter ieșit în comun. Ea s-a simțit toată viața că a fost o văduvă și trebuia prima să pună în pământ, prima să strângă roadele, ca să nu vorbească lumea în sat doar,
ca să nu vorbească lumea în sat că este o lernoasă și multe, multe alte lucruri nu le face la timp. Ceea ce ține de mine, nu știu dacă s-a dorit mult, cu siguranță nu s-a știut că voi fi interpretă. La noi s-a pus accent că eu trebuie să fac studii și nu doar pentru ceea că ei nu au făcut studii, pentru ce? Ca să devin om. Nu ca să devin cineva, dar ca să devin om. Dar unde vă vedea? Ce vă vedea? Conta. Eu mi-am dorit foarte mult să fac medicină. Medicină. Dacă nu făceam muzică, eu am nimerit întâmplător în lumea muzicei. Cum s-a întâmplat? Noi ne-am pornit, deci, după decesul tatălui, adevărul să vă zic, n-a mai fost așa mare tragedie, pentru că tata mult a obișnuit-o pe mama. Mama întotdeauna zicea, a trăit împreună cu el 7 ani, dar mi-am luat porție pentru toată viața. Avea o plăcere și o satisfacție, ca să nu-i zic hobby, pur și simplu s-o bată. Da. Eu mi-amintesc dacă eu aveam 6 ani când am rămas fără tată. Poițic se numește la țară, unii se țâmpui, da? Așa. Și atunci mi-amintesc când a venit el de undeva pe neașteptate, mama nu știa că la ora aceea vine și probabil nu stătea în poziția de drept cum el își dorea sau eu știu, el era șofier. Și a luat-o în bătăi, mama avea un păr foarte lung, așa, până la mereșor, parcă văd. Nu știu... Nu l-asculta. De multe... Nu-i vorbă că nu l-asculta. Deci asta era felul lui de-a fi. Pentru că am discutat... O rutină, cumva. Am discutat cu ai noștri de multe ori. Ăsta a fost felul lui de-a fi. Și așa a apucat-o de părul și ăla lung și o înconjura împrejurul poițicăi. Da. Locul ăsta unde stau găinile, da? Și din ea curgea sânge. Iată, văd tabloul ăsta. Și câteodată încercam să-i spun mamei, pentru că eu tot, nu în zadar am realizat multe în viața mea, tot sunt o obrăznicătură, poate în sens frumos a cuvântului. Eu știu ce-mi trebuie în viață și știu... Hotărâtă, pot să spun mai exact, poate. Deși studenților întotdeauna le zic să aveți îndrăzneală obraznică și obrăznicie îndrăzneață în scenă, pentru că în cazul când nu ai suficientă îndrăzneală, să o ia altul pe dinainte. Te marginalizează. Și... L-ați putea ierta pe tatăl meu, să l-ați iertat? Niciodată. Am mai avut așa un... N-am spus lucrurile astea, vedeți, nimic, nu știu. Nu vreau să zic că mi-am dorit vreodată, dar probabil cu vârsta vine. Și mai avem o coincidență că preotul din satul Coșernița, care a slujit foarte mulți ani, părintele ei în sârbu, slujește astăzi, din păcate nu sunt în stare să spun numele căror sfinți poartă biserică, o biserică din zona Muncești, Chișinău, părintele ei în sârbu, bunica, mama mamei, a spălat veșmintele acestui preot. Și cumva... Am fost legați noi de părintele Ioan Sârbu și părintele de sângele nostru. Și atunci când a murit bunica mea, cineva l-a anunțat probabil, spuneau ai noștri, când a intrat părintele Ioan în casa cea mare, eu i-am zis mamă bunicii, pentru că ea m-a crescut. Mama a zâmbit. Nu știu ce legătură este. După ce m-a părăsit mama, iarăși am mers la părintele Ioan Sârbu la biserică pentru o simplă rugăciune, pentru o simplă ședință la biserică și am auzit cum părintele Ioan a anunțat acolo înnecat-o Vasile. Pentru mine asta a fost mare noutate, că eu am pus întrebarea. Și părintele a zis că da, asta este tatăl tău. Zice, este păcatul tău. Zic, părinte, păcatul meu să fie, dar nu pot. Nu țin ură, nu am greutatea nici pe umeri, nici în spate, nu duc, dar mă doare enorm. Ați avut mentori frumoși, mentori care v-au crescut, care v-au dat sfaturi frumoase și aceste sfaturi au ajuns și în adresa discipolilor dumneavoastră, pentru că ați crescut, Nicu Mâță, Ana Dabija și mulți alți interpreți tineri pe care acum îi vedeți și care v-au și devenit și colegi de scenă.
Să ne spuneți mai întâi de toate despre perioada cu conservatorul Gabriel Muzicescu Michiciune, pentru că sunteți printre primii absolvenți ai acestui conservator. Iarăși încep de la ceea că sunt o răsfățată, sunt o alentată. Am fost dragostea lui Gleb Ceaicovski Mireșanu, am fost dragostea lui Serghei Lunchevici, am fost dragostea lui Serghei Ciuhrii. Dacă și încerca cineva din colegile mele, pentru că eu am venit o fată de la Soroca frumoasă, frezată modern și coincidența a fost că taman în acea primăvară trebuia să-mi tai părul, că inflasem capul mamii vreo 2 ani, în fiecare primăvară fetele fac schimbări. Am rugat-o vreo 2 ani ca să-mi permit să-mi fac breton. Nici de cum. Am rugat-o să mă frezez, nici de cum. 2 ani asta a fost. Și mi-amintesc în acea primăvară, zice, te duci, dar nu faci breton, dar tunzi, mama îmi spune. Păi cum trebuia să mă tund, eu să mă arad pe cap sau ce trebuia să fac eu. În tot cazul, Soroaca nu era un oraș atât de mare și ne cunoștea multă lume și am mers la frezerii și fetele cu mare greu, din a treia încercare m-au frezat, modern, așa cum mă frezau și ele doar tăiau din păr, dar eu cu agrafe prindeam din nou, pentru că vedeam că nici nu mă caracteriza și nu mai eram atât de frumoasă cum era așteptarea. Și iată, am venit la conservator, pantofi înalți pe tocuri, pe când cineva era încălțat în lupinci, frezat modern și frumos, pe când cineva era îmbrobodită, cu gura plină cu dinți de aur, că așa era la Soroca, cine nu avea dinți de aur nu era în rând cu lumea. Așa, da. Și s-au început replicile, că ea nu face parte din, nu seamănă cu moldovean, că ea seamănă cu rusoaică. Eu am învățat terminologie rusească, așa a fost școala, eu am o școală sovietică, de altfel foarte bună. Am făcut școala de muzică 7 ani acordeon și apoi școala pedagogică. Așa se învăța pe timpul celălalt. În schimb, eu astăzi datorez acelor persoane și acelor învățători. Poate nici nu le pot zice profesori, pentru că învățătorii erau cei care numai nu dormeau lângă noi. Și învățătorul nu ruga elevul ca să învețe. Da. Deci noi aveam obligațiunea ca, sau noi purtam frică ca să nu însușim tema sau materia asta, trăim alte timpuri. Era autoritate, da. Profesor. Purtam frica frumos, mă temeam de profesor frumos. Și multe au fost. Deci Gleb Ceaicovski era cel care zicea, las-o fată, pentru că el simțea că cineva nu mă agrează, că cineva este împotrivă. Las-o, fată, tu nu le spune și dă eu în stiev la concerte. Și așa și se întâmpla. Așa și se întâmpla. Și pe urmă mi-a mai suflat cineva că noi venim de la țară, el iubea un pic de vin de la țară, sănătos, o bucățică de brânzică de oi, la fel, o bucățică de slănină. Ei, și lucrurile astea noi, dacă veneam la în cămin, că locuiam în cămin acolo, cu toți studenții împreună, bineînțeles că mama pune ceva aparte și un pachetel pentru Gleb Ceaicovski Mireșanu. Și îl înduceam. Cum m-ați cumpărat voi astăzi mine cu o cafea, așa îl cumpăram eu probabil cu o bucățică de pâine de casă, cu un pic de vin de casă. Dar adevărul este că Dumnezeu a trimis acea rază de soare și de lumină, că viața mea deloc nu este roză, așa cum pare dintr-o parte. Și tot același Gleb Ceaicovski Mireșanu întotdeauna ne spunea, am spus asta în toate interviurile, mortul e pe laiță, dar voi trebuie să cântați și să creați bună dispoziție. Spectatorul nu poartă nicio vină. Ceea ce ține de mentorii mei, v-aș zice că Dumnezeu mi-a trimis în viața mea și nu doar pentru faptul că eu eram cea mai bună sau eram frumoasă, deși Zina Bolboceanu întotdeauna mi-amintesc că ne-am intersectat la o petrecere. Eu m-am dus cu programa mea și m-am reținut acolo un pic, după care a intrat Zinaida Bolboceanu, era o nuntă și ea zice, eu pe Natalia o invidiez toată viața, că ea, întotdeauna am socotit că ea e frumoasă. Așa, dar dumneavoastră ce părere aveți? E pentru dumneavoastră o slăbiciune să nu vă apreciați sau totuși știți că sunteți frumoasă? Aveți acest gând că da, am niște plusuri? Pentru că sunt mulți oameni care frumoși, dar ei se subapreciază. Nu mă subapreciez, dar nici nu m-am folosit de... Dumnezeu așa m-a dat și dacă cineva m-a întrebat că
chiar mi-a reproșat cândva un bărbat că ești frumoasă. Păi și ce pot să fac? Eu să mă zgârii pe față sau foarte să-mi, bine, sau să-mi pun bine un sac în cap. Știți ce vreau să vă mai zic? Tot Gleb Ceaicovski Mireșan și Nicolae Chios a fost profesorul meu, unicul profesorul meu de canto. Totdeauna ei ne spuneau, vocea e numărul 1, fizicul e numărul 1, ținuta e numărul 1, picioarele neapărat trebuie să fie drepte, e numărul 1, deci tot. Cuvântul artist înseamnă frumusețe și atât. Așa și chiar dumnealui ne spunea, nu știu în ce limbă și din ce limbă se traduce, dar înseamnă frumos. Pentru că omul atunci când procură bilet în sala Palatului Național și când se deschid culisele, se anunță ceva, omul trebuie să vadă ceva frumos. Da. Nici de cum spectatorul nu trebuie să rămână sau să fie dezamăgit așteptărilor. Și știu că și dumneavoastră faceți la fel cu studenții. Cu studenții. Da. Păi, nu este o excepție. Ana de Abijun întotdeauna zice, dar eu niciodată n-am învățat niciun student să cânte. Eu încerc cumva să le spun, trebuie să arătați frumos, trebuie să arătați bine, trebuie să fiți bine dispuși, trebuie să fiți zâmbitori. Mi-amintesc că pe timpul regretatei Ana Barbu, un gardian de la noi, de la Palatul Național, ne spunea, zice, numai Natalia Mundeanu și Ana Barbu când intră pe ușa Palatului Național, zâmbiți. Noi întotdeauna, așa am fost învățată, până dimineața. Da. Păi de ce aș zice până dimineața? E un zâmbet de serviciu sau e un zâmbet ce ține de profesie? Sunteți un om al satului sau al orașului? Al satului. De ce? Orașul e plin cu scene pe care le-ați cucerit. Vorbesc nu de un oraș concret. Îmi place să merg pe jos. Îmi place să mă vadă lumea, îmi place să comunic, trăiesc, mă fericesc cu cafeaua și cu cuvintele frumoase a celor care mă recunosc. Eu, atunci când am lansat Cântecul Adio, mă recunoștea lumea în stradă și prima perioadă a vieții mele, lumea nu-mi cunoștea, nu-mi memora numele și zicea, asta e cea cu ochii verzi. Mm-hmm. Apoi a fost Adio. Apoi a fost, asta e finalul Cihrei. Eu trăiesc cu aceste cuvinte, eu cred în aprecierea spectatorului. Pe când orașul pentru mine este înălțime, orașul pentru mine este ceva închis, orașul pentru mine este atât programat, satul pentru mine este libertate. Ce frumos! Așa, locul unde v-ați născut sau orice loc de pe planetă? Unde m-am născut. Rezist doar 10 zile. Și la mare, acolo unde tind în fiecare an să merg la odihnă, mă simt bine, deși sunt pește și nu pot să not. Și niciodată am lucrat cu atâția antrenori și nici de cum nu pot să înțeleg ce înseamnă să mă țin apa sau ce înseamnă. Îmi place să mă delectez. Dar mai mult de 10 zile nu rezist. Acasă. Acasă. Așa, răbdare sau acțiune promptă? Acțiune promptă. Wow, mă așteptam că o să spuneți răbdare. Nu am răbdare. Nu am răbdare, sunt o fire repezită. Nu știu dacă greșesc mai mult decât cântăresc. Decid de una singură. Mult nu folosesc alcool. Nu mă cumperi cu absolut nimic, nu trebuie să stau mult cu coatele pe masă ca să gândesc, nu arunc așa în vânt vorbele. Probabil Dumnezeu m-a trimis pe acest pământ cu cumpăt. Așa. Religie sau știință? Și una și alta. Mi-e frică de Dumnezeu, nu sunt credincioasă, unul Dumnezeu știe în ce măsură credem, dar mi-a plăcut să învăț, îmi place să descoper, nu atât îmi place să citesc, cât îmi place să studiez. Că tot el a dăruit omului posibilitatea de a crea, de a studia și de a descoperi lucruri noi. Probabil da. Aș spune aici, smântână ar fi că mi-e frică de Dumnezeu. Dar pe Dumnezeu când l-ați simțit?
pentru prima oară și ați sesizat că este prezent o forță și această forță e ceva cu care nu o să vă simțiți niciodată singură. La țară se spune altfel. De când m-am trezit nu știu la ce vârstă, am fost învățată de bunica Fevronia, mama mamei, tatăl nostru. Mai am un verișor cu care am copilărit așa un pic împreună și noi știam, la ora 16, mama Fevronia se pregătește, pentru că la ora 17 se începe vicernea și noi la ora 17 trebuie să fim în biserică deja. Mama niciodată nu ne-a spus să mergem la biserică. În toate timpurile la noi s-a sfințit Pasca, în toate timpurile noi ne-am împărtășit și niciodată nu ne-a spus să mergem la biserică. Prin tăcere, cu capul în jos, trebuia să înțelegem că trebuie să ne pregătim. Aveți prieteni adevărați sau oameni cu avantaje sau cunoștințe, pur și simplu? Nu am prieteni, nu pentru că nu mi-am făcut. Nu mi-e frică. Eu nu am dușmani. Adevăr vă spun, Dumnezeu unul mi-e martor. Nu mi-e frică de vrăji, nu mi-e frică de dușmani, nu mi-e frică de tot felul de negativisme. Am crescut fără frați, fără surori, îmi place singurătatea, îmi place să plâng, nu atât ca să plâng rar, dar dacă plâng, până la rezolv ceva cu plânsitul și cu lacrimile mele. Era o perioadă când prin plânset îmi rezolvam problema. Acum am o vârstă când creează o impresie că sunt mai sensibilă și aș putea merg pe drum și plâng, îmi recunoaște lumea că îmi curg lacrimile. O dau pe vârstă, ca să zic, ca să nu spun că sunt mai înțeleaptă, dar înțeleg lucrurile altfel. Acum aș vrea să vă întreb despre Serghei Lunchevici, omul care v-a deschis drumul spre fluieraj și odată cu activitatea la fluieraj i-ați întâlnit Nicolae Sulac și mulți alți interpreți de la care la fel ați învățat foarte multe. Vedeți, este lume care gândește mult, își planifică ani ca să ajungă acolo sau o întâlnire, mi-aș dori, visez. Nimeni în rudenia mea n-a visat că eu voi deveni interpretă de muzică populară. Dar aici, uitați ce paranteză, Dumnezeu mi l-a trimis în viață pe Serghei, marele Serghei Lunchevici. Dumnezeu mi l-a trimis în viața mea fără ca să... Noi cu Ana Barbu atâta genă, atâta rușine aveam când intram pe poarta filarmonicii, pentru că noi la fără 15, la 9.45, la orice oră fixă, orchestra intră în repetiție. La 9.45 e pauză, la 10.45 e pauză, la 11.45 și așa mai departe, până la ora 14. Noi la 9.45 ne întâlneam, toți intram, care la o țigară, care la o cafea, care la o... Vorba ce, noi vrem să o ocolim pe undeva ca să nu dăm ochi cu mari, cu da, acești oameni mari. Serghei Lunchevici de ochiul stâng nu vedea. În stânga nu vedea, vedea doar înainte. Așa. Și în fiecare zi invita pe cineva ca să-l conduc până acasă. Și într-o bună zi, o puștoaică, rușinoasă, nici nu mi-ajung cuvinte ca să vă spun. M-a rugat Serghei Lunchevici, m-a luat așa de mână, partea stângă, bineînțeles, și a mers de-a lungul străzii Varlaam, pentru că el și astăzi, doamna Nina, locuiește în acel apartament de pe strada Ismail și a mers de-a lungul străzii, piața centrală și ce mai este acolo până la Ismail. Atât de rușine mi era, aveam senzație pentru că lumea îl cunoștea. N-ați scos, cred că, o vorbă. Adevăr vă zic. Când am ajuns acasă, ba mai mult ca atât, joia era zi de pește, de a mânca pește. Da, am auzit și eu de așa o chestie. Era în casa lui Lunchevici. Covor moldovenesc pe perete, covor moldovenesc pe jos și un oslon. La mine în sat nu se zicea oslon. Un scaun lung, așternut la fel cu un lencer, așa un covor, deci el așa în vârste, tot țesut. Și în coridor în coridorul acestui apartament la Serghei Lunchevici era
harta globului pământesc. Și de, în Chișinău era un punct și erau duse săgeți prin toată lumea unde a călătorit Orchestra Fluieraș. Știți unde nu fusese Fluierașul? Doar în România. În România, da. Da. De ce? Bine, că, da, perioada comunistă știm de ce cauze era considerată... Exact. Wow. Era deși zic și Tchaikovsky a fost un laborator de creație, am avut marele noroc să mă descoper Tudor Colac, tot ca interpretă de muzică populară. Dumnezeu mi-a trimis în calea mea fără ca să vreau și fără ca să solicit. L-am avut în viața mea pe marele folclorist Petru Stoianov. Așa. Fără ca să cer, pentru că eu venit de la Soroca, o copilă, habar nu aveam de folclor. O profesoară de-a mea m-a învățat trei cântece, un cântec prelung, un colind și un cântec ritmat, cu care m-am prezentat în calitate de abiturient la, pe atunci, Conservatorul Moldovenesc de Stat, Gavril Muzicescu. Eu am venit, în primul rând, pregătit foarte frumos. Voce deja ca voce, pentru că eram o fire care mă pierdeam cu una, cu două. Mă necam. Aveți emoții, erați emotivă? Nasire, lană mă lasă. Și tot așa, de vreo 5 ori. Mi-am amintesc că atunci când Serghei Lunchevici mi-a oferit, deși era în afara rânduierilor concursului, trofeul concursului, iarăși, de vreo câteva ori m-am înnecat, numai nu plângeam, deși după culise puteam și să plâng. Eram o fire foarte... Nu mă pierdeam, dar chiar dacă și mă împrăștiam așa un picuț, repede mă mobilizam, probabil au văzut voce, eu știu, dar după părerea mea, tot ce a fost de la Dumnezeu. Da, Nicolae Sula chiar vă dădea sfaturi cum să vă îmbrăcați, cum să vă chiptănați. Aoleu, ce frumuseț, ce ține de Nicolae Sula. Iarăși noi cu Ana Barbă eram în două și Ana, într-o bună zi, mă întreabă, zice, cât cânti cântăm astăzi? Dar eu zic trei, dar eu zic și din iară da unu. Adică așa niște emoții aveam și da, mă repede să apărim și mă repede să dispărim din scenă. Pentru că ne tremuram. Noi, mi-am amintesc o dată, l-am întrebat, noi ziceam Nicolae Vasilievici toți. Nicolae Vasilievici, dar dumneavoastră asta deja după o perioadă, pentru că am avut și niște turnee frumoase, mi-am amintesc vreo jumătate de orchestră și eu, Ana Barbă, Anatol Latșev, Dumitru Gheorghiu, noi două tinerele puștoaie ce ne-a luat și pe noi, pe lângă ceilalți mai experimentați. Și Nicolae Vasilievici, bineînțeles că în față, acolo, primul scaun, da, în autocar, da. Și noi stăteam prin fundoaie pe undeva și el zice, no, locul vostru e aici, pe scaunul numărul 2. Dar de ce anume scaunul numărul 2? Păi stăm în fața acolo să vedem tot ce e bine și ce, să ne învățăm minte. Da, da. Să vedem ce e frumos și ce e mai puțin frumos. Norocul a fost că niciodată nu ne-a făcut observații. Mai călcam noi, mai făceam greșeli, dar niciodată nu ne-a dat un obraz, știți cum se spune la țară. Ne învăța cum să ne pieptăneam. Da. Mi-am amintesc de la filarmonică, deși în anul întâi de la conservator, deja Gleb Tchaikovsky mi-a spus, eu eram Natalia Iașcinco. Familia mea, da, ca să nu zic nume, după tata este Iașcinco, eu vin din sânge ucrainesc. Și prima condiție a fost să-mi schimb numele de familie, doi, să-mi scot dinții de aur, ca să nu zic altfel, și trei, să-mi cresc părul, ca să mă folosesc, să fac o gâță, Ei, și atunci nu prea aveam noi părul lung, nici eu, nici Ana, și mi-am amintit de la filarmonică, mi-a dat câte un colășel, deși l-am plitit câte o gâță așa mai măricică. Și Ana la un moment dat zice, și să facem cu dânsele, unde să le punem, cum să le agățăm și cum să le... Deci e așa și eu astăzi când vin în ajutor studenților mei sau câte o studentă semir, zice, eu le dau costumele mele. Nu pot să-mi iau gândul de la ce ați spus dumneavoastră cu acea hartă unde săgețele erau prin toate țările în afară de România. Iar dumneavoastră, în carieră, vă puteți lăuda cu multe concerte în care ați evoluat cu artiști.
vreau să ne vorbiți despre un artist pe care și mama mea îl îndrăgea și eu ca și copil, datorită mamei, o îndrăgeam foarte mult. Este vorba de cântăreața Irina Loghe. Da. Așa și mă gândeam că, ce să vă spun, eram acasă și, dar cine n-a iubit-o și cine nu o iubește pe Irina Loghe? Am avut marele noroc să fiu alături de Irina Loghe în 40 de concerte în regiunea Reni, 20-20 prin țară. Era cândva un oarecare, timpul acela, acum se numesc manager, dar atunci se numea administrator. Și ne organiza concerte Pietru Dumbrava. Așa. Un administrator la filarmonică, astăzi nu știu, de mult timp nu mai aud, nu mai știu ce mai e, pe unde mai este și ce mai face. Și iată, aveam vreo 24 de ani. Adevărul să vă zic, pentru că întotdeauna, în toate interviurile o spun, cântam pe de rost. Chiar și atunci când am mers la ascultare în fața orchestrei Fleraș, pentru că la absolvire, Glebcekovski Mireșanu ne-a spus că noi vă oferim diplomă liberă, vă căutați, dragile mele, de lucru. Și eu m-am amintit, dar de ce mi-am amintit? Pentru că atunci când am primit invitația din partea maestrului Serghei Lunchevici să merg să mă angajez la Orchestra Fleraș, atunci era doar, eu m-am gândit că eu nu fac față și nu sunt în stare. Am mers în fața orchestrei Lunchevici, cei care îl cunosc, în fața lui Lunchevici nimeni nu vorbea. De autoritate. Și mai mult ca atât, și Lunchevici vorbea puțin. Eu am fost eliberată din serviciu, am avut asta tot foarte rar spun lucrul ăsta, nu că mi-e rușine. Am avut o frumoasă ocazie, o invitație să merg cu 4 muzicieni în Polonia la un concurs, festival concurs, și ne-am reținut cu o zi. Dar pe timpul lui Lunchevici, asta astăzi poți să te obrăznicești așa. Poți să zici că mergi la serviciu sau poți să zici că mergi la lecție și nu te duci sau întârzii sau deloc nu te duci. Sau îi promis cuiva că vine în emisiune și închizi telefonul și nici nu... Asta astăzi tot este bine, ți-e exact. Iartă. Dar atunci cu eliberare din serviciu. Și iată, noi ne-am reținut o zi, nu mai amintesc care a fost motivul, că nu a fost motivul nostru, fie că transport, fie că, spre rușinea mea, nu mi-am amintesc. Trebuia să ne prezentăm miercuri și noi am venit la serviciu joi. Când am venit la ora 9:45, cum vă spuneam, era o oarecare doamna Ana, șefa resurse umane. Atunci era șefa secția cadre. Și Lunchevici ne-a zis, vă urcați la etajul 2, vă așteaptă doamna Ana. Ana Ivanovna, așa se spune pe timpul acela. Nici prin cap nu ne-a dat care situația. Și când ne-am dus ordinul, deja trebuia să punem semnătura acolo. Și ne-a eliberat pe toți, ca mai târziu să înțelegem că Serghei Alexandrovici, așa cum îi ziceam noi, vroia să scape de cineva, de un muzician care pe locuri mai întorcea cuvântul înapoi, nu era atât de ascultător. Era obraznic, în sensul direct al cuvântului. Deși era un muzician bun și a scăpat de noi, de toți, 4 muzicieni și eu solistă, și după o perioadă s-a întâmplat că a fost internat de urgență în spital, pentru că din acel motiv de aici s-a tras și decesul. A fost o problemă legată de picior și Lucian Cocea era atunci prima vioară și inspectorul orchestrei. M-a telefonat și zice, Serghei Alexandrovici te-a rugat mâine să fii la spital la el. Vă închipuiți? Eu am început a tremura, ce să fac, dar nu știam, dar să iau un buchet de flori, dar să-i faci un borcan cu borș, să-i duci ca la un pacient, da. Bineînțeles că să te duci cu o tortă, nu poți. Deci o situație, ca să nu zic stupidă, dar și frumos, dar și totodată stresant. Am luat un buchet de flori. M-am apropiat, din păcate stătea mai mult cu ochii în jos pentru că se simțea foarte rău și a zis, ia o foaie de hârtie, avea niște foaie acolo și a zis, ia o foaie de hârtie și n-a avut răbdare ca să scriu cererea, doar s-a semnat acolo pe foaie, m-am semnat și eu alături, a rămas foaia acolo, nici n-am întrebat ce cu foaia, ce trebuie să fac, pentru că vă zic că puține le vorbeam. Dumneavoastră vă închipuiți cum am mâncat eu în joia aceea la Serghei Lunchevici acasă și doamna Nina îmbla
prin jurul meu și m-a întrebat de care vrei și de care poftești. Da, atâta atenție. Așteptam momentul ca mai repede să o șterg de acolo și să... Era cu... Deci prin acea hârtie să înțeleg că vă era angajată. Film romantic sau film de comedie? Romantic. Romantic. Sunteți o fire romantic? Da. Îmi place să aprind o... V-am zis că nu am frați, nu am surori. Eu sunt singură cu Marius. Cred în frumos, cred în flori. Acasă ies din casă și mă duc și îmi cumpăr o traversă, așa cum vreau eu. Îmi place să servesc cafeaua din cana de care vreau eu. Într-o bună zi aveam niște nervi și nu putea nimeni, pentru că eu nimănui nu spun și nimeni nu mă poate ajuta. Și am intrat într-un magazin frumos și mi-am cumpărat 6 cărnuți cu niște petricele, așa cum vreau eu. Îmi place frumos, așa a fost mama, așa transmit și eu copiilor mei. Ce vă este mai aproape? Doina sau muzica veselă? Vai, Doina. Vreau să trăiesc mulți ani. Nu știu cât. Vreau să trăiesc frumos și mult. Dar am un vis și am o durere în suflet. Cu mulți, mulți ani în urmă, până la susținerea primului meu concert în sala Palatului Național, am susținut 3 concerte de acest fel. Mi-am dorit să doinesc 2 ore în sala Filarmonicii și în sală să fie prezent doar spectatorul meu, care să plângă și să trăiască la fel emoțiile ca mine. Și încă nu l-am realizat. Mare Dumnezeu! Da. Zi sau noapte? În ultima perioadă, atât mi-e de grea noaptea, atât de rău îmi pare că vine noaptea, pentru că greu dorm, am un somn pe locuri cu pastile, pe locuri mă trezesc. Eu, cea care cafeaua mă fericește, de multe ori sunt nevoit să servesc o cafea și dacă servesc cafea, bineînțeles că nu mai dorm. Bani sau faimă? Eu niciodată nu m-am, cu adevărat, nu m-am folosit de statutul meu. Dumnezeu mi-e martor. Bani pentru că mi rezolv viața. Și mama, Dumnezeu să odihnească, atunci când am adus-o la Chișinău, zice: voi dacă nu aveți 2 lei în portmoneu, nu puteți ieși din casă, pentru că călătoria costa 2 lei atunci. Bani pentru că îmi achit facturi, îmi cumpăr costum, îmi întrețin viața. Vacanță, poate. Da. Faimă, nici de cum. Sunt o... Dar dumneavoastră... Nu mă pot folosi. De ce aici mi-a dat Dumnezeu? Dar dumneavoastră ați văzut, ați fost martor la unele personalități care poate prin intrigă încercau să detroneze pe cineva să ajung ei sus. Deci era o goană de după faimă. Și astăzi văd. Eu aud... Toată lumea știe că artiștii noștri au trăit niște timpuri mai grele, cei ce ține de invidie, de ținut în scenă, de mâncărime, da? La dumneavoastră... Eu de multe ori spun, eu cu Ioana Căpraru sunt, Ioana mi-a botezat băiatul și zilele astea îi spuneam, îmi place chiar să-i spun, poate și pe locuri ceva nu vă place la mine, dar atât de frumos mușcați limba, și eu frumos mi-o mușc, eu niciodată nu cred că mi-aș permite să-i zic Larisa Arsenie, Valentini Cojocaru, Ioane Căpraru. Multă lume mă judecă de ce nu mă adresez la persoana a doua, că să ne simțim mai liber, colegial, mai... Da, este respectul, creșterea. Mama a fost numărul 1, dar mama a fost așa mai dură și mai a avut o tactică rece și eu n-am fost ținută în brațe de mama. Cu toate că ați fost unica. Am fost unica, dar mama a avut o metodă rece de educație. Eu trebuia să învăț. De fiecare dată când ieșeam din ogradă, mama îmi spunea: proasto, să dai bună ziua la oameni și să nu mă faci de râs. Proasto, să dai bună ziua la oameni și să nu mă faci de râs. A fost o văduvă care a trăit cu frica. Trebuia să învăț cel mai bine, trebuia să mă comport frumos, trebuia să mă salut cu: ferească Dumnezeu cineva la undeva să ajungă la ea.
că am mers pe undeva și nu am salutat, pentru că știți cum e în sat acum. Da, dar nu v-a afectat chestia asta că mama era rece cu dumneavoastră? N-a? Eu am fost foarte mult bătută. Dumnezeu să o odihnească, dacă era în viață, când era în viață, eu îi spuneam să-i dea Dumnezeu mami sănătate. Pentru faptul că m-a bătut, mama nu m-a bătut în cap. M-a bătut ca să... și datorită bătăiei mamei, eu niciodată n-am fumat. Eu nu folosesc alcool. Și multe, multe vicii care... Da, au distrus este, foarte multe personalități. Este lume care... Sau când aud eu că dacă e greu pe suflet, a dat-o pe cealaltă parte. Nu, pe mine nu mă ia valul. Și probabil aici este ținutul în strâns a mamei. Cine au fost bărbații Nătăliței Muntean în viața ei? Mama mea mi-a spus odată, aveam noi o săteancă și ea de altfel s-a căsătorit cu un bărbat gospodar, un familist de excepție, dar cam urât. Așa. Și mama întotdeauna îmi spunea, vezi, dar eu am avut soți frumoși, cu studii superioare, mi-a plăcut întotdeauna cu cine să vorbesc. Eu am fost o fată gătită, chitită, cu dinți de aur, cu mașină din 1988 și cu multe, multe, adică pentru că ai mei mi-au spus așa, dacă nu te măriți, noi punem toți puțin câte puțin și ca să înțelegeți că acordeon au pus puțin câte puțin și toți mi-au cumpărat acordeon. Multe, multe luxuri care le-am avut eu, toți au contribuit, toți fratele și surorile mamei. Așa, bărbații. De ce spuneți? Dumnezeu în viață ceva dă, neapărat ceva trebuie să ia. Și mama mea întotdeauna, Dumnezeu să o odihnească, spunea că, uite, 99% le ai. Cum fac chiar să spun lumea că ești atât de frumoasă și ești și când-s frumos? Dar uite la capitolul ăsta să nu-ți meargă. Eu probabil n-am răbdat ca cineva să mă obișnuiască, ca cineva, dacă a fost a doua căsătorie și am încercat să... deci Mihaela pentru a doua căsătorie n-a fost copilul tatălui lui Marius, da? Niciodată în viață nu mi-am dat voie să gândească, nu ca să zic cândva că copila ta e alintat sau copila, deși vreau să cred că nici Mihaela nu ia reproșat, nu i-a răspuns înapoi, bă, mai mult ca atât, ne mai certam, ne mai despărțeam noi cu tata lui Marius și mi-amintesc că odată a venit așa un moment și ne-am împăcat noi iarăși și când m-a telefonat el ca să ne întâlnim unde să ne întâlnim, deci eu sunt în cutare loc în oraș și eu am ieșit în oraș și el mă întreabă, zice, dar Mihaela unde? De eu zic, Mihaela pe atunci învăța la liceul Spiru Hariet și noi... Atunci decizia lui a fost așa, ne întâlnim la liceul Spiru Hariet și a luat-o pe Mihaela, adică împreună a luat-o pe Mihaela, Marius încă nu era. Între timp, el a mers și a cumpărat, pentru mine nu mi-a cumpărat parfum, dar Mihaela i-a cumpărat un parfum, în portbagaj a pus pachetelul acela frumos și mi-amintesc când a luat-o pe Mihaela de la liceu, era o fire, tata lui Marius, era o fire inteligentă, vorbea puțin, făcea gesturi frumoase, dar la fel am fost trădată și asta eu nu pot ierta. Și asta cumva cred că ar putea fi luat ca răspuns la întrebarea mamei, de ce aici nu? Da. Tot, da. Aici nu, pentru da. Că a existat trădare. Dacă ați vrea să schimbați ceva la dumneavoastră, ce ați schimba? Nimic. Nimic. Tot același drum l-aș lua, tot aceeași meserie mi-aș alege. Mi-aș alege aceeași soartă. Mama mea a fost țintuită la 40 ani. Pe umerii mei a fost. Și cu toate astea, aceeași soartă. Aceeași soartă. Eu sunt o luptătoare. Eu fără greutăți nu pot. Eu nu pot sta liniștit acasă. Eu îmi caut peripeții. Eu îmi caut greutăți. Dar nu ați simțit undeva că lucrul ăsta vă epuizează? Iarăși, vorba pe care ați spus-o dumneavoastră, Dumnezeu îți dă, Dumnezeu îți ia. Nu mă epuizează. Mă întărește din potrivă, pur și simplu. Vorbeam ceva timp, jumătate de an în urmă cu cineva. Simțeam niște dureri de cap așa aprinse, care mă aprindeam și, sau încercam același lucru să o văd pe mama, da?
nu mă aminteam niște momente. Acum o colegă de-a mea tot așa a scris că am fost acasă părintească, din păcate nimeni nu m-a așteptat, pe Facebook am citit, doar florile din grădină. Și zice, dureros e primul Paște când nu mă așteaptă nimeni, îl fac fără mama, nu înțeleg nimic din Paște. Mi-am permis și eu să arunc acolo așa un mesaj și am scris că, din păcate, eu deja niște ani. Când mi-amintesc cum mă aștepta mama sau când mi-amintesc că mama nu iese sau eu de multe ori, după moartea mamei, mă urcam în mașină și mă duceam la cimitir, nu spuneam la nimeni. Îmi venea cu două mâini săp așa și să o iau în brațe. Și iată, în momentul ăsta mă înferbântam, apoi iarăși mă stingeam. Și la o rudă de-a mea am zis că ceva se va produce cu mine. Pentru că nu simțeam oboseală, nu simțeam boală, dar au trecut jumătate de an și astăzi mi-am găsit răspuns. Următoarea întrebare. Ați vrea să vă nașteți altcineva? Nu. Cum ați vrea să plecați din această viață? Am păcat că copiii mei au de toate și sunt bine și mi-aș mai dori. Mi-e rușine să zic, dar aș vrea copiii mei să-mi semene mie. Pentru că eu am o educație din 1812. Mama mie niciodată nu mi-a zis să mă duc să aduc apă, niciodată nu m-a trimis nicăieri. Mama așa a lucrat prin mine pentru că eu simt ce trebuie, cât trebuie, la mine în casă niciodată nu lipsește nimic. Mi-aș dori în special băiețelul meu să însemene mie. Care este cea mai importantă calitate a dumneavoastră? Mi-e milă. Îmi place să fac milostenii. Mi-e jale. Nu spun la nimeni, fac un transfer cardul cuiva fără ca să știe cineva. Dar nu spuneți mai târziu că eu ți-am făcut transfer. Doar am întrebat, ați primit, asta am fost eu. Îmi place să vin în ajutor, probabil asta ar fi mai corect. Îmi place să vin în ajutor oamenilor la momentul potrivit. Așa, numiți un om care v-a schimbat viziunea despre profesie, despre propria persoană. Serghei Ciuhri. Ce uriți cel mai mult? Trădarea. Care este cel mai mare regret? Nu știu dacă am regrete. Eu, de fapt, în ce măsură mă cunoașteți, eu întotdeauna zic că eu sunt o femeie fericită, eu sunt o femeie împlinită. Acum e o modă, noi ăștia mai bătrâni, să mergem cu programele, pe la petreceri, prin concerte. Eu cânt 45 de minute, cânt o oră 20 într-un concert, dintre care 15 minute spectatorul poate să stea în picioare. Mai am eu nevoie de o altă satisfacție? Cred că nu. Așa. Calitatea pe care o admirați cel mai mult la un om? Bunătatea. Care este cea mai mare slăbiciune a dumneavoastră? Cafeaua. Mhm. Cu ce mare om din istorie ați vrea să vă întâlniți? Cu Ștefan cel Mare. De ce? Cu el? Era și el dur. Iată, conducea cu mână de fier. Sinceră să vă spun, nu știu dacă am scăpări în viață. Chiar dacă că am o familie incompletă, asta nu înseamnă că eu sunt nefericită. Sigur că da. Că nu am un soț, asta nu înseamnă că eu sunt nefericită. Sigur. Dar ceea ce a făcut Ștefan cel Mare, dacă Mașa... Ce-am văzut? Mi-aș dori să mă aud tata lui Marius. Deși eram prea tânără și nu aveam ură. Nu țineam pică pe nimeni. Tata Mihaele a fost, noi am învățat împreună la conservator, a fost trompetist în orchestra simfonică. Astăzi, din câte știu, este în Spania, la fel angajat într-o orchestră simfonică. Bărbat cu care aveam ce vorbi, aveam ce comunica. Nu țineam pică. A venit momentul și am zis nu. Și ne-am despărțit foarte inteligent, pentru că la fel am zis că nu,
așa nu iert, asta nu iert și cu atât. Când l-am întâlnit tata lui Marius, știi ce am spus? A zis că dacă mă leg cu bărbatul ăsta, aterizează eu, fată de la nord și învățată cu dinți de aur și cu toate puse farfurii și floare în vazon. Am zis că dacă fac casă, gospodărie, am avut în vedere cu bărbatul ăsta, aterizează avionul deasupra casei noastre. Frumos. Dacă m-aș lega cu, nu ca familie, dar dacă aș avea niște oameni în preajmă, ca Ștefan cel Mare, am trăit foarte frumos. Ce i-ați spune lui Dumnezeu dacă v-ați întâlnit cu El? La asta m-am gândit. Astăzi și în ultima perioadă, doar sănătate vreau. Eu vă doresc sănătate, doamna Munteanu, și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut timp să discutăm astăzi. Sănătate, spectatori cât mai mulți și aprecieri la justa dumneavoastră valoare. Ori sunteți foarte valoroasă. Vă mulțumesc din suflet, ori de câte ori am ocazia să vă întâlnesc și vă mulțumesc pentru invitație și pentru mine a fost o răcorire, ca să zic așa, ca să nu spun că am așteptat acest interviu și nu mi l-am dorit, nu l-am planificat, Dumnezeu mi l-a trimis. De ce vă mulțumesc pentru aceste sincere întrebări? Am încercat și eu să fiu în măsura mea, pe cât de sincer am putut să fiu. Vă urez sărbători frumoase, invitați pe potrivă și Dumnezeu să ne poarte de grijă la toți și să dea Dumnezeu să fie pace. Așa să fie. Vă mulțumesc mult. Cu drag. Dragilor, atât a fost pentru astăzi. Îmi iau rămas bun și vă dau întâlnire duminica viitoare.